Vorbesc astăzi despre Marte din cauza faptului că este acum un mare interes pe această planetă, mai ales că oamenii de știință au descoperit existența nu numai a urmelor de apă, ci chiar a apei fluide pe fundul unui vulcan. A unui vulcan sau unui crater meteoritic, pe un fundul unui crater. Ei bine, noi trăim, fiindcă suntem într-o zonă numită habitabilă. Este zona în care apa există într-o formă fluidă. Toate sistemele solare au o zonă habitabilă. Depinde ca distanță față de sursă, de soarele sistemului respectiv, depinde în funcție de puterea acestuia, mai aproape sau mai departe, de vârsta acestuia, de momentul respectiv. Această zonă habitabilă este inițial mai îndepărtată de soare, apoi mai apropiată, iar pe final este din nou mai îndepărtată de soare. Iată că, într-adevăr, Marte a fost într-o zonă habitabilă, acum nu mai este, din cauza faptului că acolo apa nu prea își găsește, să spunem așa, posibilitatea existenței în formă fluidă. Chiar dacă am descoperit-o, chiar dacă undeva sub crustă este posibil să existe apă în formă fluidă, în formă lichidă, adică temperatura să fie peste 0 grade, totuși, șansele ca viața să se mențină și să evolueze așa cum a evoluat pe Pământ, nu există. Dar noi ne putem gândi că într-o bună zi, și nu mă refer la cel 5,4 miliarde de ani când soarele nostru se va transforma într-o gigantică roșie, când ne va pârjoli Pământul și vom fi nevoiți să fugim pe Marte. Nu. Vorbesc de situația în care minereurile în general prezente pe Marte o să ne fie folositoare. Multe din substanțele care sunt pe Marte ne vor fi folositoare. Pe Lună nu prea umblăm, fiindcă este același lucru ca și pe Pământ. Luna este o bucată din Pământ și din acest motiv nu avem ce să luăm de acolo, de pe Lună, și să nu găsim aici. Dar pe Marte putem. Ei bine, vom putea ajunge pe Marte, vom putea ajunge să și trăim acolo, însă trebuie să rezolvăm anumite probleme. Și prima problemă propusă și de managerul de la Tesla este ca să-i facem atmosferă. De ce are Marte nevoie de atmosferă? În primul rând, atmosfera este protectoare pentru fluxul de radiații solare, fluxul de ultraviolete și radiații gamma. Toate acestea sunt radiații ionizante care produc la suprafața solului superoxizi și care aceștia distrug viața. S-a pus problema că am fost pe Marte și am putut lăsa acolo niște bacterii. Dacă le-am lăsat, și cu siguranță am făcut-o, au murit imediat. Fiindcă aceste radiații ionizante pătrund în sol până la 7,5 metri. Iată de ce e puțin probabil să fi lăsat noi acolo ceva gunoi viu, ca să zic așa. Însă, dacă vom putea să construim o atmosferă, cum? Spărgându-i crusta. De ce? Fiindcă Marte diferă de Pământ. Marte are aceeași față de 3,5 miliarde de ani. Noi am făcut fețe-fețe în timpul ăsta. Însă Marte, de 3,5 miliarde de ani, fiindcă nu are plăci tectonice care să se miște, să se plimbe, ca să zic așa. Nu și-a schimbat fața de foarte, foarte multă vreme, aproape de vremea începuturilor sistemului solar. E, noi trebuie să spargem această crustă, această crustă a planetei, să dăm drumul la niște vulcani care să genereze atmosferă. Bineînțeles, CO2. Se spune că oxigenul susține viața. Nu. Bioxidul de carbon susține viața, atmosfera susține viața, fiindcă acesta, bioxidul de carbon, este combustibilul vieții. Bioxidul de carbon împreună cu energia solară, egal viață, fotosinteză și, în consecință, produse de biomasă, viață. Oxigenul fiind un subprodus. Deci, soluții există și cu siguranță vor fi aplicate. Probabil că într-o 100, poate 200 de ani vor putea să-i stea oameni pe Marte, mai ales că pentru a călători pe Marte e nevoie de un timp. La viteza actuală, vreo 9 luni. Să ne întoarcem alte 9 luni, bineînțeles. E, trebuie să stăm vreo 5 luni acolo ca să punem planetele sau să prindem momentul în care planetele noastre, adică Pământul și Marte, sunt într-o poziție unde se poate face transferul. Ca să zic așa, sunt în aceeași aproape gară. Că altfel, dacă sunt pe niște momente orbitale foarte îndepărtate, ar dura mult mai mult transferul.